revedere, prieteni, la momentul de poezie, în care, așa cum deja știți, nu mai trebuie să mai spun, eu, Armanda Filipine, vă prezint creațiile a trei autori și toate acestea pe o coloană sonoră. Astăzi avem o muzică din perioada Renașterii. Autorul este Matteo Romero și ascultăm ceva care se intitulează Requiem pentru Cervantes. Deci, dragii mei, dacă avem voci peste vocea poeziei și peste vocea mea, asta înseamnă că ne amintim muzical de marele Cervantes, ceea ce nu poate decât să ne facă plăcere, zic eu, mie cel puțin. Mi-a făcut mare bucurie să descoper această compoziție pe care o puteți regăsi și dumneavoastră pe canalul YouTube. De altfel, v-am postat și linkul pe pagina Facebook, cealaltă de pe care transmit acum. În fine, să trecem la poezie. O să facem o călătorie în timp, așa cum muzical ne ducem în perioada Renașterii, cu poetul pe care vi-l prezint în deschidere. Mergem în 1938, când îi apărea un poem într-o revistă intitulată Munții Apuseni. Am găsit un document publicat de un site clujan, un document scanat cu această revistă, și autorul este Emanuel Cobzalău, poet și prozator, membru al filialei București Poezie. Nu pot să vă spun mai multe date pentru că nu am găsit pe internet, sau poate n-am fost eu suficient de scormonitoare, dar sincer mă interesează mai mult poezia. Nu facem aici biografia autorilor, eu v-am dat mereu câteva date ca să reperați autorii și să-i căutați, să fiți siguri că îi descoperiți. Da, în fine, pe domnul Emanuel Cobzalău o să-l descoperim acum din această poezie pe care am selectat-o. Mie asta mi-a plăcut mai mult. Acolo revistă este transcrisă ca și cum ar fi un text de proză, dar ele sunt toate textele sub genericul poeme. Și acesta pe care am să vi-l prezint se intitulează Poema unei dimineți și are un stil așa ca de poveste, ca de petrecere pe o lume de pe un alt râm. Haideți să vedeți, foarte frumoasă poezia. Repet, Emanuel Cobzalău și poemul datează din, sau poate că datează de mai demult, o revistă din 1938. Eram lângă colibai de lumină când dimineața își număra în stene bobocii de rouă, când zorile, ciobănițe tinere, urcau dealurile împădurite, sărutând somnul netezit al ierbii. Din streașina colibei picurau stropi mari de clipe, spărgându-și cristalul fără de sunet de pietrele gândurilor mele, iar cioburile lor cădeau prin țărâna imaginilor. Un ciob din stropii clipelor, sărind în lături, atinse boarea unei amintiri străvezii, ce flutura deasupra sufletului meu, sfârtecând-o ca pe o năframă de borangic. De atunci, prin luminișul acela se furișează mereu, în zori, un dor înveșmântat în zâmbete de raze. E dorul ce-mi fură din fântâna vieții câte o găleată de apă vie, câte un pumn de nisip, aurul iubirii. Ce splendoare, dragii mei! Deci, 1938, dar ce frumos sună! Emanuel Cobzalău, dragii mei, și credeți-mă, am să caut
cu îndârjire poeme ale acestui autor, pentru că îmi place ce frumos spune aici, ce frumos spune: un ciop din stropii clipelor atinse boarea unei amintiri străvezii, ce flutura deasupra sufletului meu, sfârtecând-o ca pe o năframă de borangic. Iată. Acum nu ne mai supărăm că s-a sfârtecat năframa de borangic în poezie, în realitate, mamă, mamă, ce ne mai supărăm. Acum să trecem la o poezie mai recentă și a unui autor mai aproape de noi, Mihai Nicolae, sau Nicolae Mihai, membru al filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor, un autor născut în 1 iunie 1950, undeva în județul Galați. Un autor care are mai multe feluri de poezie. Mie mi-a plăcut unul care l-am reperat în ultimul număr al revistei Spații Culturale de la Râmnicu Sărat, după cum știți, publicație cu Valeria Manta Tăicuțu, redactor șef, și domnia sa, un poet îndrăgit și atractiv. Dar acum ne referim la Mihai Nicolae, pentru că doamna Valeria Manta Tăicuțu a făcut parte deja dintr-un alt moment de poezie și, repet, din revista Spații Culturale, unde sunt o mulțime de prieteni publicați, acum îl prezentăm pe Mihai Nicolae, un gălățean, membru al filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor. Umbră cu toate ușile închise. Pe treptele umbrei de nuc păsări negre coboară, pașilor curgere pribeagă răsună fără de sfârșit. Nimeni n-aude pânda lor zăvorâtă cu ușile închise. Sub bolți de răcoare clopote neostenite trezesc rugăciuni. Ce frumos! Mihai Nicolae, stimați prieteni, sau Nicolae Mihai, cum este prezentat în revista Spații Culturale, cel mai nou număr, dar îmi place cum aceste clopote, care, iată, sunt neostenite, trezesc rugăciuni. Asta înseamnă că poetul ne spune ceea ce ar trebui să știm. Rugăciunile există, rugăciuni pentru iarbă, rugăciuni pentru soare, rugăciuni pentru dragostea care urmează să vină și mai ales rugăciuni pentru poezie, dragii mei, care este cel mai interesant lucru posibil. Și revin, dragii mei, la și nu mai știu unde eram, deci revin la antologia Peisaj în devenire, pentru că acum închei triada momentului nostru cu autoare din păcate dispărută, o poetă de limbă germană, Irene Moca, născută la 28 august 1915, s-a stins în 13 februarie 1973. A fost și prozatoare, a publicat, ni se spune aici, în antologia realizată de Marian Oprea, a publicat 10 volume și sunt date aici și cu titlurile lor în germană. Și aș vrea să vă lecturez, înainte să prezint poemul, câteva cuvinte care sunt citate din ceea ce a spus despre Irene Moca doamna Doina Uricariu. În tărâmurile de grație ale poeziei sale, râvnind surdina și tăcerea, s-au cuibărit urmele unei muzicalități difuze, deloc ostentative, spre a orchestra nu doar sonoritatea versurilor, cât mai ales relieful îmblânzit al viziunilor, înțelepciunea rostirii de a rămâne eliptică.
Iată ce frumos scria Doina Uricariu despre Irene Moca. Evident, doamna Doina Uricariu, editoare, scriitoare și o poetă minunată, n-avea cum să scrie decât așa de sensibil despre o altă poetă. Deci, regretata Irene Moca, o timișoreancă pe care Marian Oprea o așează frumos aici în această antologie, Peisaj în devenire, o panoramă a poeziei din Banat, și am să vă prezint poemul Noul cântec de jale. Pentru că suntem și noi într-o perioadă în care unii jelesc pe străzi, n-am înțeles de ce, treaba lor, dar rău fac, dar noi facem bine că suntem cu poezia. Deci, regretata Irene Moca, aș putea să-l cânt, fie ce timp îl are pe al său, refrenele grabei și ale fântânilor moarte. Ah, jalea s-o topim într-un mic surâs, luat cu împrumut de la ziua dintâi, care de mult mi-e vecină. Ea m-a învățat la semafoarele roșii să întorc privirea și să caut într-una doar luminile verzi care îmi dau cale liberă. Regretata Irene Moca, stimați prieteni, și iată chestia asta cu să luăm de împrumut ceva de la ziua întâi. Mi-ar plăcea să luăm și noi cu împrumut ceva mai multă seninătate, chiar și din poezia asta așa tristă a Irenei Moca, și puțină simțire, musai spirituală, așa cum avem în creația muzicală care ne acompaniază, repet, Matteo Romero este compozitorul renascentist pe care l-am avut împreună cu noi. Sper că v-am mai scos un pic din nebunia pandemiei și v-am agățat așa de coada literară și vreau să vă duc mai departe. Mâine va fi un nou moment, până atunci vă îmbrățișez cu dragoste, cu bucurie, cu poezie și cu urări de sănătate, dragii mei. Ne revedem mâine, până atunci noapte liniștită și deschideți și voi cărțile, revistele, internetul. Poezie există și e pentru noi, pentru mintea noastră, pentru inima noastră. La bună revedere!